Procurorii de Suceava au percheziționat locuințele a doi suceveni pe care îi bănuiau că, încă din anul 2023, se ocupau cu traficul de droguri de mare risc precum cristal. Bănuierele s-au adeverit. Acasă la ei, oamenii legii au găsit mai multe ambalaje și pungi, conținând substanțe solide și substanțe vegetale, peste 14.400 de pliculețe autosigilante, două cântare electronice de precizie, sume de bani în lei și valută, bijuterii, precum și alte mijloace de probă. Cei doi au fost reținuți, iar o zi mai târziu a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților. Alte 10 percheziții au avut loc și în Bacău. Din cercetările efectuate a rezultat că pe parcursul anilor 2023 și 2024, 11 persoane cu vârste cuprinse între 21 și 48 de ani, ar fi procurat și vândut diferite cantități de droguri sintetice unor consumatori din județul Bacău, inclusiv în zona unui spital. Toți cei 10 au fost duși la audieri la sediul diCOt Bacău.